cât de complicat am devenit astăzi. Dacă ne-am uitat un pic la viața bunicilor noștri, diferența între ei și noi e una singură, simplitate, care astăzi nu mai avem. Am văzut ceva pe telefon, vreau și eu. Am văzut ceva la vecin, vreau și eu. Și nu dau odihnă inimii mele, gândurilor mele, picioarelor mele și lucrez din noapte în noapte ca să-mi fac și eu. Ceea ce aveau ei, aveau simplitate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă ar veni cineva la noi, un sărman, cineva care este flămând și însetat și i-am dat să mănânce, el se va bucura, va fi sătul și dacă va veni, ne va spune mulțumesc și dacă va veni și mâine și n-a să-i dăm, el o să reproșeze zicând, și cum se face asta? Că ieri mi-ai dat să mănânc. O să fie nemulțumit. Pe lângă mâncare și băutură, frați, iubiți frați și surori, ne spune Biblia că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Și totuși, dacă ne-am analiza un pic, dacă ne-am scana cotidianul nostru, vom vedea că cam aici suntem toți adăugați la lista aceasta, care căutăm mâncare și băutură. Fără să supăr pe nimeni. Mă gândeam, ascultând Evanghelia de astăzi, dacă ar fi spus cuvintele acestea un preot sau un păstor a unei turme creștine, cuvintele acestea l-ar fi bătut lumea cu pietre. Iată de ce avem nevoie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi interpretăm ușor cum vrem, cum putem. Unii cu Duhul lui Dumnezeu, alții interpretează după Duhul lumii. Și totuși cuvintele acestea rămân, cum spune Biblia, o sabie cu două tăiușuri, ca omul să-și poată organiza viața. Aici noi suntem în goana aceasta după mâncare și băutură. Și Biblia spune că împărăția lui Dumnezeu nu e asta. Unde oare este împărăția lui Dumnezeu? Cum să lucrezi? Pentru ce să muncești? Cum să-ți organizezi cotidianul și până la urmă, programul zilei, programul săptămânii și anului, într-așa fel ca să te simți împlinit. Ca să simți că ce e asta oare împărăția lui Dumnezeu? În Biblie se povestește despre Mariam, sora lui Moise. Când a murit Mariam sau Miriam, poporul lui Israel n-a mai avut apă. Zice că pentru ea, pentru sfințenia ei, Dumnezeu păstra apă și dădea apă poporului său. Când a murit Moise, se spune că a plâns poporul. A plâns poporul. Moise era cel care, prin el, Dumnezeu a dat mană, a dat să mănânce poporul lui Israel. Și poporul a plâns. Ori, atunci când a murit Aron, Biblia spune că a plâns tot poporul. Și îi dă și ziua, adică data când a murit Aron. E ceva extraordinar. De ce oare Biblia spune că pentru Moise a plâns poporul? Iar când a murit Aron, a plâns tot poporul. Și copiii, și adulți, și bătrâni, și femei. Ori nu se spune că când a murit Moise, acest mare om care a scos poporul lui Israel din Egipt, n-a plâns chiar tot poporul. E bine, Aron a fost un preot și era foarte prins cu treburile lui de preot. Și preoții în Vechiul Testament aveau foarte multă, multă treabă. Dar ceea ce avea Aron n-aveau ceilalți sfinți. Aron era cel care ducea pacea între frați. Când auzea că cineva nu se înțelege bine, mergea și vorbea, zice că am fost la familia cu tare și au vorbit atât de bine despre tine. Și acesta, auzind, se mira. Cum e posibil? Noi ne-am certat și de atâta timp nu ne mai putem încerta. Cum ar putea el să vorbească bine de mine? Și apoi mergea la celălalt și zice, m-am întâlnit și cu el pe stradă și atât de bine vorbea de tine. Aron era omul care împăca lumea. Și apoi auzea de familii care nu se împăcau bine între soți. Și îi chema, se întâlnea, căuta tot felul de situații într-așa fel, să vorbească cu soțul, să-i vorbească bine despre soția lui și apoi să întâlnească cu soția lui vorbindu-i bine despre soț.
Așa se întâlnea cu adolescenții, într-așa fel cu tinerii, ca să vorbească bine despre părinții lor pe care nu-i mai ascultau. Și Dumnezeu zice că atunci când a murit, Aaron a plâns tot poporul și i-a dat și data zilei când el a murit. Și zice, a luat și acel nor a harului. Asta înseamnă un om care aduce pacea. Noi când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, ni se pare că atât e de sfântă, atât e de curată, atât e de înaltă și noi oamenii pământeni în niciun fel nu avem acces la ea. O fi undeva împărăția lui Dumnezeu, dar aici pe pământ unde s-o cauți? Peste tot unde nu te întorci este în jurătură, oamenii caută mâncare, oamenii caută băutură. Ce trebuie să înțelegem, iubiți frați și surori, din Evanghelia pe care am auzit-o astăzi? Trebuie să-ți prioritizezi viața. Pentru ce muncești? Eu știu că noi ca bărbați sau ca tați vrem să muncim și trebuie să muncim într-așa fel ca să poți da familiei tale să aibă cu ce să îmbrăca, cu ce mânca. Și ca mame, ca soții, vrem ca nimeni din copiii noștri să nu ducă lipsă de nimic. Să aibă și acces la școală, la grădiniță, la școli bune. Și uităm de altceva, care este mai important decât mâncarea și băutura. Este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care se face prin zâmbet, prin bunătate, prin încurajare. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Unde Duhul lui Dumnezeu coboară în familie, unde noi trebuie să fim sfinți înainte de a ajunge aici, în casa Lui. Înțelegeți că de multe ori își vede soția pe soț, cum sărută icoanele, cum vine la spovedanie, cum se împărtășe, că atât e de bun cumva omul ăsta. Și ea la 4-5 metri îl privește și zice, dar ori ăsta e omul meu? Dar cum oare? E omul meu ăsta? Că numai ne urcăm în mașină și începe a înjura. Și la fel din partea bărbaților. Femeia asta cu batic pe cap și cu fustă lungă, mironosița asta e mea? Că înjură toată lumea când, și judecă toată lumea când ieșim din biserică. Sfinți trebuie să fii nu aici. Sfânt și sfântă trebuie să fii în propria ta casă, în familia ta. Acolo să cauți sfințenia. Prin ce? Prin bunătate. Prin acoperirea păcatelor, nu descoperirea greșelilor. Prin mângâiere, prin încurajare, prin pace. Aici trebuie să investim. Investiția noastră, noi vedeți cât de complicat am devenit astăzi. Dacă ne-am uitat un pic la viața bunicilor noștri, că de multe ori dau exemplu ăsta, la viața și părinților noștri care sunteți mai în etate, diferența între ei și noi e una singură, simplitatea, care astăzi nu mai avem. Am văzut ceva pe telefon, vreau și eu. Am văzut ceva la vecin, vreau și eu. Și nu dau odihnă inimii mele, gândurilor mele, picioarelor mele și lucrez din noapte în noapte ca să-mi fac și eu. Ceea ce aveau ei, aveau simplitate. Aduceți-vă aminte de acel copilaș pe care Hristos îl pune pe brațele lui și zice, dacă nu veți fi ca ei, ca copiii, în niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce au copiii? Au simplitate. Că chiar atunci când s-au certat sau până la urmă s-au întins, s-au bătut, la 20 de minute iarăși sunt prieteni. Simplitatea aceasta înseamnă un acces ușor în împărăția lui Dumnezeu. Și noi ne complicăm viața și intrăm într-atât de multe prostii până la urmă, că vrem să imităm pe cineva care tu deja ai în tine o energie și o forță și lucrarea Duhului Sfânt. Tu nu trebuie să emiți pe nimeni, nu trebuie să copii pe nimeni. În tine lucrează Dumnezeu, dar descoperă-L. Descoperă-L. Asta trebuie. Să descoperi, spune Biblia, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Înăuntru vostru. Dă un pic din creierul tău prostiile, dă un pic din creierul tău, din mintea ta, din inima ta, lucruri care nu te folosesc la nimic și axează-te pe ceea ce este mai important. Și mai important nu este mâncarea și băutura, este bucuria. Aici trebuie de investit. Este liniștea.
în viață ceea ce contează mai mult ca orice este armonia. Într-o familie unde nu este pace, nu este nimic. Într-o țară unde nu este pace, nu-i nimic. Într-o școală unde nu se împacă copiii, într-o biserică unde sunt străini unii cu alții, Duhul lui Dumnezeu lipsește și ea nu duce absolut la nimic, nici biserica, nici școala, nici țară. Iată de ce avem nevoie să investim în lucrurile care sunt cu adevărat importante. Este armonia, pacea, zâmbetul, este bunătatea. Eu știu că noi dăm din coate să disciplinăm și trebuie și asta. Dar într-o familie trebuie să primeze nu atât înțelepciune, aduceți să primeze bunătate. Aduceți-vă aminte dacă v-ați întâlnit, ați avut ocazii să vă întâlniți cu oameni sfinți. Sau părinții noștri, sau bunicii noștri care am avut bunici și au rămas în inima noastră, nu neapărat pentru că au fost oameni înțelepți și au vorbit din cărți, ci rămân în inima noastră pentru că au fost buni. Pentru că au fost buni, pentru că au zâmbit, pentru că ne-au îmbrățișat, pentru că am văzut grija lor față de noi. Cu asta poți să cucerești un om. Nu pentru că îi citezi versete din Biblie, nu pentru că, nu știu, lucruri atât care dă jos pe om cât e de înțelept cineva, nu. Ci prin bunătate poți să-i vorbești despre Împărăția lui Dumnezeu. Că spune Biblia, repet a treia oară, cred că zic, Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu cu oasele acestea noastre, cu mușchii acestea noștri. Nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu cu mașinile noastre, ci vom intra cu sufletul. Și Dumnezeu ne va da un alt trup, un alt trup, ori un trup spre slavă, cum spune Apostol Pavel, ori un trup de rușine, un trup care ne va face rău, care va arde continuu în conștiința noastră, că am putut să stau aproape de Dumnezeu și n-am făcut-o. Mi-am pierdut timpul în zadar pentru lucruri de nimic. Tot am băgat toată sănătatea mea în lucruri care nu servește absolut la nimic. Iubiți frați și surori, iată de ce avem nevoie de întâlnirea noastră în casa lui Dumnezeu. Să ne proiectăm spre cer într-așa fel să mai lăsăm un pic din lucrurile care ne opresc și ne țin pe pământ. Să lăsăm un pic din lucruri care nu numai că nu ne servesc, ci ne împiedică a zbura spre cer. Suntem supărați, suntem mânioși. Și de multe ori mă întreb, și între frați așa vorbim, dar cum e posibil să mergi la biserică și să nu poți ierta? Cum e posibil să mergi să te închini la toate icoanele și pe urmă să judeci pe fratele tău? Haideți să luăm exemplu de la Aron, despre care am spus acum. Zice, atât de mult i-a plăcut lui Dumnezeu viața lui Aron, că a dat o atât de multe detalii. Ce s-a întâmplat când a murit Aron? Aron a fost omul care apropia frații, care îmblânzea, care făcea să dispară răutatea și vrajba între frați și îi apropia. Asta este frumos. De ce? Pentru că Dumnezeu a gândit lumea aceasta în unitate. Diavolul întotdeauna separă. Diavolul întotdeauna bagă tot felul de răzmerițe ca frații să nu se mai poată, vorbesc pe aceeași limbă, dar nu se mai înțeleg. Duhul lui Dumnezeu adună, Duhul lui Dumnezeu apropie, Duhul lui Dumnezeu încălzește. Și noi, după cuvintele acestea Evangheliei, vedem cât noi suntem ușor deviem, dar încă cât suntem în viață, putem să ne punem iarăși trenul pe aceste raiuri să ne ducă spre Împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Să ne rugăm ca să facem prioritate în viața noastră. Mai mult să ne gândim și să lucrăm pentru suflet. Că oricum vom mânca, oricum vom bea, oricum ne vom îmbrăca. Ați auzit dumneavoastră oare zilele acestea, anii acestea de aici dintre noi că a murit cineva de foame? Că n-a ieșit la biserică sau la servici, că n-a avut cu ce să îmbrăca? Nu cred. Însă multă lume moare că sufletul este mort înăuntru. Pentru asta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne învie pe noi și la rândul nostru să putem învia și pe alții. Amin.